Țara ta, tradiția ta. Program educațional de promovare a patrimoniului UNESCO din România. Povestea noastră începe, ca toate poveștile, cu a fost odată, dar continuă cu aici și acum. Cu toții am moștenit o țară și o tradiție. Hai să le descoperim împreună. Situri și monumente din România în patrimoniul UNESCO. Geoparcul Țara Hațegului. Cu 70 de milioane de ani în urmă, ținutul Hațegului era o insulă tropicală în oceanul Tetis. Acolo unde astăzi sunt fânețe și sate, cândva era vegetație luxuriantă, iar dinozaurii erau principalii locuitori. Cercetătorii și artiștii de azi și-au dat mâna pentru a proteja acest ținut. Situri arheologice, monumente, peisaje culturale, tradiții și meșteșuguri sunt acasă în geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului. Cetățile dacice din munții Orăștiei. Deși ne sunt strămoși, dacii sunt prea puțin cunoscuți. Au rămas mărturie multe cetăți, cele mai renumite fiind amplasate în munții Orăștiei, în jurul vechii capitale a dacilor, Sarmizegetuza Regia. Dacii aveau drumuri pietruite, conducte ceramice, sisteme de filtrare a apei, dar și sanctuare cu observatoare astronomice. Împăratul Traian a celebrat victoria împotriva dacilor printr-o columnă de marmură pe care a sculptat istoria războaielor dacice. Peste secole, cetățile încă au multe de povestit despre neînfricații daci. 7 sate cu biserici fortificate din Transilvania. Rămânem în Transilvania, unde au dăinuit multe așezări cu biserici fortificate, construite de coloniștii sași și secui. Din cele peste 150, toate diferite, 7 sunt protejate de UNESCO: Saschiz, Biertan, Câlnic, Valea Viilor, Preșmer, Viscri, Dârjiu. De aici aflăm istoria năvălirilor tătare sau turce, când satul întreg își găsea refugiul între zidurile de apărare. Bisericile fortificate sunt simbolul și tezaurul civilizației săsești din Transilvania. Bisericile din nordul Moldovei. Ștefan cel Mare a rămas în istoria atât pentru lupte, cât și pentru bisericile construite. Alți boieri și voievozi i-au urmat exemplul. Bisericile au fost ridicate după căderea Constantinopolului, când turcii luau rând pe rând în stăpânire popoarele creștine din sudul Dunării. Edificiile sunt înrudite ca formă, decor și concepție, definind în arhitectură stilul moldovenesc. Pictura exterioară ne arată că lupta acelor veacuri s-a dus nu doar diplomatic și cu armele, ci și prin mijloacele artei. Mănăstirile din nordul Moldovei au fost centre de răspândire a culturii românești creștine. Sucevița, Moldovița, Mănăstirea Humor, Arbore, Suceava, Voroneț și Probota sunt cele mai renumite. Bisericile de lemn din Maramureș. Maramureșul a rămas un ținut în care se păstrează obiceiuri și valori tradiționale unice. Între acestea, bisericile din lemn. În vremuri în care Transilvania era sub stăpânire străină, românilor nu le era îngăduit să construiască din piatră. Dar meșterii maramureșeni au folosit cu atâta pricepere lemnul, încât lăcașurile au dăinuit și au impresionat mereu prin frumusețea lor. Cele mai renumite sunt cele de la Desești, Bârsana, Budești, Șurdești, Poienile Izei, Plopiș, Rogoz, Ieud Deal. Mănăstirea Hurezi. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu s-a configurat stilul brâncovenesc. Îl poți descoperi la Mănăstirea Hurezi. Aici vei înțelege cum trăiau valahii acum peste 400 de ani. 5 biserici, paraclis, palat domnesc, cuhnie, adică bucătărie, brutărie, bibliotecă, clopotniță, chilii, foișoare, bolniță, fântâni, ziduri de fortificație. Toate vorbesc despre ctitori cu multă carte, care se inspirau din civilizația Europei Occidentale, dar și de la muntele Athos, Constantinopol și din Orientul apropiat. Stilul brâncovenesc continuă să inspire până azi arhitecții și creatorii de frumos. Sighișoara, centrul istoric. La Sighișoara, în inima așezării moderne, se păstrează aproape intact vechiul oraș-cetate ridicat de coloniștii sași, începând cu veacul al XIII-lea. O plimbare prin cetate este o veritabilă călătorie în timp.
Pe vremuri, orașele erau înconjurate de ziduri puternice care apărau locuitorii în timpul asediilor. Fiecare breaslă de meșteșugari avea obligația de a întreține un turn de apărare. Cositorarii, frânghierii, măcelarii, cojocarii, croitorii, cizmarii, fierarii, tăbăcarii și alții. Cel mai masiv și împodobit este turnul cu ceas, care străjuiește intrarea în cetate. Iată scara școlarilor. Duce în vârful dealului, la liceu și la biserica din deal, o construcție impunătoare în stil gotic, proaspăt restaurată. Rezervații naturale în patrimoniul UNESCO. Pădurile seculare de fag. În munții Carpați se păstrează cele mai întinse suprafețe de păduri seculare din Europa, cu ecosisteme complexe, în care trăiesc arbori bătrâni de câteva secole, dar și copaci tineri. Aici natura își urmează cursul în lanțul trofic originar, fără intervenția omului. Arbori, plante diverse, insecte, animale mici și mari sunt o lecție vie pentru oamenii de știință și o sursă de vitalitate pentru întreaga natură. Delta Dunării. Iată încă o comoară, Delta Dunării. Cunoscută încă din antichitate, delta a fost considerată până în secolul trecut doar o uriașă sursă de pește. Dar bogăția ei nu stă numai în resurse, ci într-o uimitoare biodiversitate. Nenumărate specii de pești, păsări, mamifere, insecte și plante, multe vietăți dispărute din alte zone ale lumii, formează aici 30 de ecosisteme diferite. Cea mai întinsă zonă compactă de stufăriși de pe planetă se află în delta. Dezvoltarea economică și industrială pune permanent în pericol aceste bogății naturale. Obiceiuri și tradiții în patrimoniul UNESCO. Doina. Cântec împletit cu poezie țărănească, doina e arhaică, e învățată în familie, are versuri parte moștenite, parte improvizate. Există aproape tot atâtea feluri de doine câte sentimente omenești. Doina e un cântec aparte, ca o destăinuire vindecătoare pentru sufletul celui care o cântă. Jocul fecioresc. Este un dans tradițional din Transilvania jucat doar de bărbați. Are specific bătăile cu palmele pe picioare și solourile de dans în care se întrec cei mai pricepuți dintre jucăuși. Figurile de dans diferă în funcție de zona etnografică, dar și de creativitatea dansatorului. Colindatul în ceată bărbătească. Obicei străvechi legat de sărbătorile de iarnă, când feciorii satului merg din poartă în poartă pentru a vesti Crăciunul și aura gospodarilor. E un ritual cu rădăcini precreștine, integrat în tradiția creștină. Diversitatea și bogăția repertoriului românesc de colinde este uimitoare, iar feciorii se organizează încă în unele sate în rânduiala de demult, aducând bun augur gazdelor în pragul noului an. Călușul. Dans ritual practicat până azi în Oltenia și Muntenia de către grupuri de bărbați în preajma Duminicii de Rusalii. Se crede că jocul călușarilor alungă spiritele rele, aduce fertilitate, vitalitate și belșug. În sate, călușarii merg din casă în casă sau joacă în mijlocul uliței și sunt încă foarte așteptați de localnici. Ceramica de Horezu. Se pare că datorăm tradiția ceramicii de Horezu tot voievodului Constantin Brâncoveanu, care și-a dorit, în preajma mănăstirii sale, o olărie mai aleasă. Și astăzi, în satul Olari, la marginea orașului Horezu, aproape fiecare familie are propriul atelier, iar ceramica lor, bogat împodobită, este încă foarte căutată. Meșteșugul scoarțelor țesute în război. Țesutul în război a fost de-a lungul secolelor munca de destindere a femeilor care îmbina creativitatea formelor cu armonia firelor colorate. Scoarțele sunt țesături din lână lucrate pentru împodobirea pereților. Tot meșteșugul, de la prelucrarea lânii până la țesutul modelelor, s-a moștenit până în zilele noastre. Astăzi, țesutul scoarțelor e mai puțin răspândit, dar se mai păstrează în anumite sate. Mărțișorul. Mărțișoarele erau cândva doar șnururi răsucite din fire de lână de culori opuse. Erau purtate la încheietura mâinii sau la gât la începutul primăverii. Se credea că păzesc de de ochi, că aduc sănătate și noroc. În ultimul secol, șnurului de mărțișor i s-au adăugat mici obiecte talisman, foarte diverse, dăruite ca semn de dragoste ori simpatie. A fost odată ca niciodată.
Povestea noastră e despre bogăția și frumusețea ce dăinuie de secole. În fiecare an îi se adaugă noi capitole redescoperite. Adevăratele valori nu încap în cufere, ci se lasă moștenire din generație în generație. Știați că suntem atât de bogați?